Bună ziua! La lecția precedentă noi am vorbit despre tipuri de piețe, caracteristicile piețelor, într-același timp am vorbit despre participanții piețelor financiare internaționale și despre procesarea tranzacțiilor. Adică, deja plus minus structural e clar cum creează piața și cum se poate cu banii. Rămâne o întrebare destul de importantă. Cum prognozăm că prețul crește sau va scade? Dacă noi ne așteptăm că prețul crește, în realitate scade. În cazul dat că cumpărăm și probabil să ne revenim decât în plus. Și invers. Deci, într-așa caz rămâne o întrebare. Totuși, cât de real este prognozăm să nu fie 50 la 50 în următoare mișcare ca prețul? Deci mâine eu crește, va scade. Evident, trebuie să vorbim despre anumiți factori care stau la bază cererii și oferte. Deci, dependent de cerere și de ofertă, se formează prețul. Noi vorbim prețul de echilibru, adică prețul real din piață. Și deci, prognozele sunt bazate pe anumite analize. Deci, evident, dacă noi ne așteptăm, de exemplu, că afară e vară, va fi soare și, în cazul dat, nu cumpărăm niște condiționere în casă, foarte simplu să ne așteptăm la aceea că o să fie imposibil practic de stat în încăpere. Și dacă e imposibil de stat în încăpere, înseamnă că nu va fi productiv lucru. Deci, în cazul dat, deja foarte simplu prognozăm chestia dată. Și, din start, analizând mai din timp, să facem anumite schimbări într-așa mod, încât să nu fim luați prin surprindere de veste. Deci, prognozele sunt bazate în anumite analize. Și analizele poate fi de două tipuri. Deci poate fi analiză internă, ca la om, da? Dacă el se simte bine, se simte încrezut, are ceva anumite cunoștință, asta se reflectă la ceea cum el se comportă, cum vorbește, ce face și așa mai departe. Și invers, deci asta, apropo, ce am spus cu noi, ce asta este vorba despre analiza fundamentală, deci despre geneza. Însăși, din interior, de unde se ia cererea și oferta. Și a doilea moment este analiza tehnică. Asta este analiza exterioară, despre cum stau lucrurile. Dacă ne apropiem din magazin și vedem că mașinile sunt parcate aiurea, putem cu siguranță să spunem că aici înseamnă că nu este o disciplină, nu este o regulă, înseamnă că cererea lucrează așa și înseamnă că e puțin atractivă, însăși și magazinul ăsta sau din locația dată. Pentru că încolo lumea deja vine cu anumite dubii, nu sunt dubii. Asta e un exemplu. Deci, analizele sunt de două tipuri. Prima este fundamentală și a doua este tehnică. În baza lor noi putem să formăm anumite prognoze. Deci, bine, nu există prognoză 100%. În general, în lume nimic nu e 100%, da? Ești din casă și nu știi, să ajungi la lucru sau nu, Doamne ferește. Dar, cu siguranță, putem să ne bazăm în chestia dată, că dacă treci drumul la culoarea verde a semaforului, ai mult mai multe probabilitate, e mult mai mare ca să ajungi cu bine. Și dacă treci la roșu, păi probabilitatea e mare să nu mergi într-un accident. Aproximativ despre asta e vorba. Deci, noi trebuie să analizăm anumite chestii ca să înțelegem cum pas cu pas să ridicăm probabilitatea de mișcare a prețului în direcția în care noi vrem. Atâta tot și ne folosim de cazul dat pentru a face bani. Deci, azi noi vom vorbi despre analiza fundamentală. Despre prima. La bază cererii și oferte, și bine, eventual la prețul de echilibru, stau multe din mulți factori. Până la urmă, dacă descifrăm pas cu pas chiar și prețul unui marker, da, el reiese la prețul ține costul și ar fi în ține cost, ar intra prețul de organizare însă a producerii, care e împărțit pe anumită amortizare ca să întorce asta, deci locația și așa mai departe. Deci asta e, aș spune, cheltuieli din trecut și pe termen mai lung. Cheltuieli din prezent, asta ar fi cheltuielile operaționale de producere din mijloce, dar de cumpărarea materiei prime și așa mai departe și bine până la urmă, deci vă amintesc sistemul de business, el trebuie să spunem și vânzare. Deci marketing și toate cheltuielile astea tot să cheltuieli incluse în cheltuieli operaționale și salarii și taxe și așa mai departe. Și în cheltuieli viitor, deci de unde se așteaptă, unde se dezvoltă întreprinderea, adică de reinvestiții, ca ea să crească, adică planul pentru creștere, pentru dezvoltare, pentru acapararea lumii pe care ne sură. Și toate acestea stau la baza prețului final care noi îl vedem. Și în dependență deja de oferta asta, de cerere, noi vorbim de ofertă.
Например, задержать вечерю и ел держа себе регула. Сын себе скинула. Шибан паря презуря. Что это чести? Если сын базар, это есть фундаментал и генеза прицу, что это чести реесы в три факта, три типа три факта. Первый фактор есть фактор экономии, а другой фактор есть фактор политики, а третий есть фактор натуральный. Doar acestea sunt, practic, toate chestiile, tot restul ce este, auxiliar, practic, plus minus între ori aici, ori aici, ori aici. Evident, economic e cel mai important, cel mai des întâlnit și despre asta noi acum vom vorbi mai detaliat, pentru că e vorba despre factorii macroeconomici, nu numai tot, dar macroeconomici, deci care stau la, pentru extern, pentru dezvoltarea externă a statului. Referitor la factorii economici, adică din factori economici faci parte, în primul rând, rata de referință. Rata de referință sau rata de refinanțare sau interesul care e cu mine, sau spune, că nu este acum. Mai spun, tot asta e legat de Banca Națională. Banca Națională, diferit stat, se numește Banca Centrală și așa mai departe. Deci, ce merge vorba? Ce înseamnă rata de referință? Merge vorba că Banca Națională creditează băncile comerciale din țară. De exemplu, creditează băncile comerciale sub un anumit procent. Presupunem că este procent, eu o să iau un procent abstract total, pur și simplu ca exemplu ca să înțelegi diferența. Presupunem că procentul e 10. Da, evident, este procent mare, dar poate fi. Într-așa caz, primești că banca comercială creditează, și noi vorbim acum mai mult de agenții economici, nu pur și simplu populația, adică nu de credite de consum, dar în fine, chiar fi el de fapt și de consum, dar totuși noi interesează cele care au un impact anumit asupra economiei țării. Adică noi vorbim despre producători, de exemplu. Bun, deci vorbim mai mult despre agenții economici. Deci, înseamnă că dacă îi creditează sub 10%, ăștia vor oferi credite la agenții economici sub 15%, de exemplu, și vor primi depozite sub, să zicem, 7%. Evident, diferența asta de preț și profitul băncii comerciale. Deci, așa cum merge mai departe. Și apoi am spus dumneavoastră că Banca Națională se ocupă de reglementare, în general, de politica de sistem monetar în țară, de finanță, mă spun, de bani. Și acum Banca Națională, în anumite momente, poate să ridice ori scoboare rate de referință. Cu ce scop? Și noi vorbeam despre inflație. Este un anumit procent de inflație, pentru că așa a făcut sistemul, în general, sistemul valutar, în lume e făcut într-așa mod că este o valoare adăugată la preț și vrem noi nu vrem, capitalismul impune așa o situație că banii se ieftinească pas cu pas în fiecare an, adică 5 lei azi, peste un an sunt mai puțin, adică mai puțin poți cumpăra de ei. Și asta e ok, dacă este un procent, dar trebuie să fie un procent mic de inflație pentru dezvoltarea economiei. În cazul în care inflația este prea mare, într-așa caz Banca Națională intervine. Și aici poate fi intervenții voluntare, dar poate fi schimbarea ratei de referință. Asta e este al doilea pas care poate să fac și al treilea, poate fi o intervenție verbală. Adică când el vă duce, adică președintele Băncii Naționale, vă duce o presconferință la care va expune părerile și gândurile și ce cum va fi mai pe viitor, evident, ieșind din asta, toți agenții economici care sunt conectați la economia statului deja atrag atenția și probabil schimbă anumite strategii de dezvoltare. Tot asta evident se răsfrânge asupra valutei în primul rând, pentru că politica monetară e de aici să începe într-un stat, o Banca Națională. Și în cazul dat, de exemplu, Banca Națională ridică rata de referință. De exemplu, pune 20. Asta e prea mult, asta nu e real, practic cum nu e real, orice tot e real, nu e real. Dar, din nou, nu am întâlnit așa ceva. De exemplu, pune 20, înseamnă că în final, agenții economici se va da sub 25% și se vor primi depozitele lor sub, de exemplu, 15. Ce se întâmplă în așa caz? Ce se întâmplă așa ca cu moneda națională? Răspunsul practic e simplu. Valuta, bani, prețul banului crește. Și foarte simplu explicabil. De ce? De asta că dacă
atât de scump creditul, înseamnă că dacă, de exemplu, aici ar 10 agenții economici luau credite, aici vă luau mai puțin. E prea scump, nu vă lua. Și cei care aveau bani și foloseau, poate să-i pui deja ca depozit și să produceam chestia tot timpul. În final, îți primești că în economie, deci aici, bani îs mai puțin. Nu cum, nu-i zero, dar îs puțin. Și chiar și ne place la aceleași ofertă. Dacă căpșul nu-s, pentru că e iarna, înseamnă că se scumpe în preț. La fel și bani. Dar asta îngreunează economie, dezvoltarea economiei, pentru că bani nu-s. Și asta, pe același timp, poate să oprească inflația. O oprești. Acolo, în alt caz, inflație, un mic procent de inflație trebuie să fie. Mai rău când e deflație, invers când. Deci inflația asta când banii se ieftinesc, dar deflația asta când banii nu se ieftinesc, adică este scumpă. Și acesta este procesul invers. Și asta e mai rău. Și într-o economie totalitară, într-o stare de asta, acolo pe asta să fie, când e economie planificată. În capitalism asta e mai rău. De exemplu, să zicem, procentul 5. Cum reacționează statul, da? E vor să ridice inflația, adică să plinească banul și scade rata de referință. De exemplu, pune 5. În final, banca comercială de credite sub 7, de exemplu, și primește depozite sub 2. Evident că la depozit nimeni nu vă pune bani pentru că e prea ieftin și credite vor lua mulți pentru că tot e ieftin. Și automat se plinește că banii se ieftinesc și cu asta îi opresc deflația. Chestia asta sunt, adică este un standard numit la general. Evident, acolo sunt formule, sunt rate, mai multe tipuri de rate de referință, dar când le luăm, le luăm pe cea de bază. Ca sens, pentru ca să înțelegem cum asta tot se întâmplă. Dar, în final, asta nu se întâmplă în fiecare zi, nu se întâmplă atât de des, dar anume asta mișcă cel mai mult piață. Deci, odată, se presupune că asta se mișcă, se întâmplă odată la 3 luni sau odată la jumătate de an, depinde. Întrunirile astea se întâmplă, de fapt, fiecare lună. Dar schimbări mai serioase, ca nu mi-a rate de referință, astea sunt schimbări importante pentru dezvoltarea strategică a economiei statului. Și cum am mai spus, în cazul în care asta nu se întâmplă atât de des, rămâne să analizăm și alt factor. Deci, mai departe vom vorbi despre ceilalți factori, anume despre indicatorii macroeconomici a statului. Din indicatorii economici, evident, nu-i vom enumera pe toți, pentru că sunt foarte mulți. Și noi nu avem nevoie de asta din punct de vedere de știință, ca să cunoaștem prea multe, cât avem nevoie de acelea care sunt mai utile. Fiecare indicator economic, el cât de cât mișcă valuta. Doar că pe noi ne interesează nu cei care mișcă valuta un pic, dar cei care o mișcă considerabil, adică pentru că să putem face bani pe asta. Amintesc, facem bani anume prin modalitatea asta de a cumpăra mai ieftin și a vinde mai scump. Adică cumpărăm, schimbăm o valută, de exemplu, și o luăm la un preț mic cu așteptarea că ea va crește în preț și nu schimbau invers înapoi, deja la preț mai mare. Deci, în primul rând, cel mai important și, să zic, mecanismul, da, ca într-o întreprindere, dacă întreprinderea este profitabilă și acțiunile ei cresc în preț, în final, apropo, ele cresc în preț dacă ea este profitabilă, și dacă ea este profitabilă, înseamnă că în interior toate procesele sunt organizate bine și ea produce. La fel și economia unui stat. Economia unui stat, dacă să o comparăm statul cu întreprinderi mari, deci înseamnă că producerea ei înseamnă din engleză GDP, adică gross domestic product. Mai simplu în română ar fi PIB, produsul intern brut. Adică ce produce într-un cuvânt, ce produce o țară. Cu cât ea produce mai mult, evident, tot atât e mai bună ca economie, ca întreprindere. Și aici evident e foarte simplu. Dacă noi vorbeam mai devreme că valuta sau moneda, moneda unui stat crește în preț, în cazul în care statul se dezvoltă, de ce? Pentru că noi calculăm, putem să considerăm, în ghilimele, valuta ca un fel de acțiune a acestui stat, o hârtie de valoare. Deci dacă crește PIB-ul, înseamnă că statul este atractiv. E atractiv din față de investiții, față de investiții cel mai mult, datorită la faptul ăsta, vor veni alți bani în țară, când vin banii ăștia în țară, adică, de exemplu, se întorc
localnici înapoi sau vin oameni, adică investitori străini în această țară pentru că ea crește și se dezvoltă. Și în cazul dat, primul impact, adică crește cererea la moneda națională. Pentru că orice într-o țară, ca să cumperi, fie apartament, fie automobil, fie orice, obligatoriu după lege trebuie să cumperi în lei, de exemplu, în Moldova. Și evident, dacă eu vreau să deschid ceva sau chiar o mașină să cumpă, pe act ea oricum va fi transcris în lei, chiar dacă la preț de cei indicate în lei. Deci oficial, e oricum va fi în lei. Și automat, asta crește cererea la lei, deci că leul va crește. Ca exemplu, în cazul în care ar fi atractiv. Și deci dacă crește PIB-ul, ce puteți ne aștepta? Țara va fi mai atractivă. Adică crește PIB-ul înseamnă că ea se dezvoltă. Se dezvoltă înseamnă că e atractivă și înseamnă că valuta va crește. Și dacă noi știm chestia asta, înseamnă că noi ce trebuie să facem? Să cumpărăm. Pentru că valuta va crește. Mai departe, următorul indicator, trade balance. Sau, mai simplu spus în română, ar fi balanța comercială. Ce înseamnă balanța comercială? Mai spun că asta e diferența dintre export și import. Cu cât exportul e mai mare ca importul, cu atât e mai ok pentru țară. Adică el produce mai mult consum, da? Ca și om. Omul dacă produce mai mult consum, el e profitabil ca afaceri, la fel și un stat. Sunt state, evident, care consumă mai mult produs. De exemplu, Statele Unite. Și acolo este, cum se spune, de datorie externă, la oricare stat. Fiecare stat are datorii majoritate, sau doar datorii externe. Aia cum Statele Unite le au, practic, cele mai mari datorii externe, pentru că consumă mult mai mult decât produc. Și în cazul dat ar fi interesant deja nu asta că e exportul lor e mai mare sau mai mic, dar anume dinamică, să zicem, că el e minus, adică importul e mai mare ca exportul, dar nu e important deja cum se mișcă. Se mișcă, minusul se micșorează ori se mărește. Deci dacă se micșorează, asta e ok, înseamnă că produc mai mult, înseamnă că se dezvoltă. Și în cazul dat, deci, proporțional direct, se va mișca și prețul valutei. Mai departe, următorul CPI și PPI. Asta e Producer Price Index și Consumer Price Index. Adică indicii de prețuri. Indicii inflaționiste. Prețul consumatorilor și prețul producătorilor. În medie, dacă prețul crește, înseamnă că a crescut inflația. Da? Ce înseamnă? Adică o pâine costa 5 lei și prețul crește, deja costă 10 lei. Asta despre cine spune? Despre ce e că valuta s-a ieftinit. Deci dacă prețul a crescut, valuta s-a ieftinit. Și noi ce trebuie să facem? Și dacă v-ați gândit amul, trebuie să vindem, păi nu corect. Deci ea s-a ieftinit, dar odată ce ea s-a ieftinit, următorul pas, adică dacă e mult s-a ieftinit am de, următorul pas este probabilitatea ca Banca Națională să ridice rata de referință. Dacă ridică rata de referință, înseamnă că se va crește, da, în preț creditul, înseamnă că valuta tot va crește în preț. Dar acum e ieftină și înseamnă că noi ce putem să facem odată ce e ieftină? Să cumpărăm. Mai spus, ca trader nu trebuie să cumpărăm ieftin și să vinem scump. Și anume că lucruri scumpe ca astea și așteptăm că rata de referință va crește. E un moment potrivit pentru că să cumpărăm. Mai departe, non-farm barrels. Este un indicator strict american în Statele Unite și înseamnă locuri de muncă nou create în afara sectorului agrar. De ce în afara sectorului agrar și el e interesant? Pentru că el e într-un număr anumit față de acolo, următorul indicator e rata șomajului, care e în procente. Pe care nu fac payrolls, nu în procente, dar în mici locuri noi de muncă. Asta e unul la mână. Și doi, în afara sectorului agrar, deci exclude erorile care sunt legate de lucrul sezonier. Da, de dacă când e sezonier, parcă pare că sunt mulți angajați, parcă se lucrează, dar se lucrează doar o lună, atâta timp cât acolo se strânge roadă la un anumit fruct sau legume. Și de asta el arată anume mai precis. Aici apare fiecare vineri, prima vineri, odată în lună, prima vineri a lunii. Și de obicei toți traderii îl așteaptă, pentru că mișcările destul de mari și destul de dese sunt anume de lăbânțul. Deci am de destul de mari, asta în jurul la 100-150 de puncte, aproximativ în 15 minute. 100 de puncte țineți în minte deja cât e, la lecția precedentă puteți calculați. Și dacă ați atras atenția pe
і бурса, типа Нью-Йорк Сток Ексченж, коли він чекує галаджі, і той трейдер фу, ну трейдер факт брокер фу, купра вин. А я как на паре индикаторов ЭСА собираюсь ответить на пару на три жмать на Power Master, а то есть не шмоска носа. Тут став, что штяпты, и вот эти черри колоссалы, тут за штяпты. Что момент, в котором паре на мутате, у тебя паре ряд, как ты индикатору дат, с ничем не держал, но машало через фугом было, фугом пачку, на паре не назад. Это же мишка и фарти ют в пятце. Дальше, это не логика. Как крестный, сам каста окей, кресло пройдемо, ну и сам продюсер их клиент, значит, это паста себе спринтит супра лаприм индикатор, чем не импортант, кори пи будет фон. Что сам кредит компарай. А не понял им трейд, если у нас филд антоним арестуя, а дика из рака шумажу, кит на минут какой-то крестут, вот это имя рэм. За кресло рака шумажу, это часто и минус, и негатив. Сак ты говорю. Апроксимативно есть. Евидент, ну, дуарм база ла индикатор рэшта с дискит транзакции. Да есть аномит алгоритм. Да, он умеет партия АЭСТу алгоритм, есть и ценят каши индикаторы ДАЦ. И лында раста, твоя честь, они финансиально заплатят, ну, индичи бурси. Люди в тем нашли твоя дати на индикаторы на экономич, и какая пара. В примерен, я не сын календарь, есть он календарь эконом, Клафелл, мы сын календарь календарь ordinary pentru oameni, să știe că sunt sărbători și așa mai departe, este календарь economic pentru trader, în care sunt expuse toate noutățile, bine, tot ce așteptăm, anume ce ai așteptat, evident, nu forț majorul, dar anume indicatori economici, macroeconomici, și acolo aproximativ el era foarte simplu, pe partea stângă sunt toți indicatorii care se așteaptă, evident, mai în stângă ar fi data, eu vă desena tot detaliat, asta îți vedeți în general în practică. Merg pe indicatorul, ce presupune el și așa mai departe. Și mai departe merg datele, este data precedentă. Not far past, precedent a fost 100.000 de exemplu. Adică 100.000 de locuri nu e nimic. Se prognozează, de exemplu, să crească, să fie 150.000 adăugătoare, da? Locuri de muncă noi. Și de fapt, aici așa interesant, prognoza reiese din alți indicatori mai micuți, care singur nu influențează foarte mult piața. Dar în baza lor se formează o prognoză formată de analitice, evident, pentru cât se așteaptă, în general, să fie la o dată anumită. Cum am mai spus, de exemplu, asta e prima vinere a fiecare lui. Și, în realitate, apare, de exemplu, 10.000. Deci el tot e pozitiv, dar el e mult mai rău. Nu dacă el nu e nici pe alături de 150.000, dar el e mult mai jos decât o cost. Și în cazul dat, asta e foarte rău pentru dolar. Și în cazul dat, e o mișcare foarte bună de său. Și asta apare anume în moment. Aici sunt două, noi le știm de o săptămână înainte. Dar este apare în mijlocit la 3.30, vinerea putare. Evident, calendarul economic e expus pe anumite site-uri și el poate să nu apare exact secundă în secundă sau minutul cealaltă când a apărut noutatea. Datorită la asta sunt anumite companii care se ocupă de noutăți. Și cea mai ok, cea mai plăcută și mai comodă de analizat, de obținut noutăți, pentru a fi la curent cu toate informațiile, este Bloomberg. Da? Acolo merge live, toate noutățile care nu sunt importante. Deci toți indicatorii ăștia macroeconomici, ei influențează una valutară, adică piața valutară, și al doilea moment ce influențează piața hârtiilor de valoare. Hârtiile de valoare, de obicei, se analizează și, bun, pe lângă asta, ele își sunt interdependenți cu piața valutară, am întâlnit cu piața hârtiilor de valoare. Și se analizează, de obicei, indicii bursieri și stock indexes. Și indicatorii economici, eu tot am scris în engleză din simplu motiv, pentru că dumneavoastră să analizăm asta în timpul tranzacțiilor, asta de obicei va fi în limba engleză și de asta trebuie să vă deprindeți cu denumirile astea. Deci, ce înseamnă stock index? Index asta iarăși indicator. Stock presupune, asta e hârtie de valoare, adică acțiuni sau shares în engleză, dar se folosește stock.
Спринешне індикатор ахтілу радіволані, деч акціону, фінка віста, аеронавміт номер де компанії. Вістуді імпортанті, дінавміт тип, дінавміт ранг. Дак ні ті поєм киста пі ентрепріндер, і сам, на екземплі, ентрепріндер де мобіли, то сой дерлен, по якол орфі, де екземплі, ангажацію, аеронавміт шир де персоані, спеціаліж бун, де екземплі, темплари. Шатунча не втен сан цавезі, на темплари, екзекута ін тим лукрерлі, саме контрпріндері ва експортала тим марфа, дідь ва приміла на нуміт про веніт, шибіні, евентуал профіт, шаша май департ. Ла фел шин тронастат, сын та нуміт сед, нуміт нивел, шо нуміт сед де джинс економіч. База керора сцині терпів, продусин терпут, адіх хари продукт практик тот на тронастат. Ши індичі Indice de bursier ne arată aproximativ cam cum sunt la preț acțiunile acestor companii. Ce înseamnă cum sunt la preț? Dacă acțiunile cresc în preț, înseamnă companiile se dezvoltă. Deci sunt ok, sunt atractive. Deci iarăși cererea și oferta. Dacă companiile sunt rău, deci nu se dezvoltă, evident, acțiunile vor scade în preț. Din ce motiv? Din simplu motiv că toți vor să scape de ele. Asta se întâmplă de obicei în criză. Despre criză detaliat vom vorbi deja la practică, că asta trebuie de văzut din interior. Dar sensul e unul și trebuie să țineți minte și să înțelegeți. Cel mai vechi indice bursier se numește Dow Jones Industrial Average. El presupune 30 companii, cele mai mari companii din Statele Unite, care produc o anumită parte a PIB-ului. Vizam că asta e de genul General Electric, cândva era apropo și General Motors întrânsa în indicele ăsta, adică până în criza din 2008-2009, că atunci a sărit de rangul ăsta. Și acolo sunt multe companii. American Express, mai scurte sunt foarte multe, chiar și J.P. Morgan tot acolo face parte. Și în sens ce să ai în idee, la Dow Jones, Industrial Average, așa, G.P. 30. Sunt 30 companii și media aritmetică a prețurilor acțiunilor înmulțit la un anumit acolo, la un anumit delta. Adică prețul mediu. Și înseamnă că dacă au crescut, acțiunile este în preț. Adică indicatorul dat în preț. Înseamnă că economia statelor crește, înseamnă că e atractivă, companiile se dezvoltă, cresc și dolarul eventual tot crește. Și dacă descad, invers. Pe urmă sunt, este Nasdaq 100, Nasdaq 300, Nasdaq 500, deci sunt multe. Aia este presupun alt tip de companii. Este S&P 500, Nikkei 225, deci sunt foarte mulți indici. Bursier și arată practic dezvoltarea economiei. Deci ei tot ne arată cum se mișcă și companiile este factibil, vă amintesc. Și de noi putem înțelege că dacă companiile este cresc în preț, pe iubim, crește și valuta. Pe lângă asta sunt alte detalii, cum se poate și de tranzacționat cu indicii ăștia bursieri și pe baza lor, de înțeles cum se va pușca valuta chiar și în afară de PIB. Dar asta nu acum. Ce ține de factorul economic? Aproximativ e asta, teoretic, și cei ce destul cu un anumit cu noastră. Mai departe, noi vom vorbi despre factorii politici și factorii naturali. Factorii politici sunt factorii care țin de politică din oricare țară, cu a cărei valută noi tranzacționăm. Asta ține, de exemplu, de Marea Britanie, de Elveția, de Statele Unite și așa mai departe. Mai puțin de Moldova, sigur, pentru că nu participă în piața valutară în Forex Exchange. Și acum se primește ce ține de politică, factorii politici, important ce? Alegerile, evident, dar alegerile nu se întâmplă în fiecare zi și de asta politici, factori și natural sunt pe locul 2, deci sunt secundari față de factorii economici. Totuși, da, au un impact anumit, dar să aleg, de exemplu, pentru că conducerea țării sau unui stat, adică să alegi plus minus o dată la 4 sau la 5 ani, depinde de programul strategic care îl alege, depinde de ce se întâmplă, adică cât e de clar și ce echipă are și așa mai departe. Adică toate astea sunt legate oricum de așteptări, dar ca să fie clar, în general, piața se mișcă după așteptările unei mulțimi. Deci dacă așa se formează și trendurile în modă, da? Dacă începe cineva, tot mai mult, mai mult, mai mult și datorită la asta cu mulțimea,
așa se comportă, deci prețul crește, câteodată și invers economiei. Asta, de fapt, noi vom vorbi mâine mai detaliat la analiza tehnică, cum se depistează chestia asta. Dar, cred că chiar și analiza asta a factorilor politici, dialogul tot se aseamnă cu chestia asta. Și, de exemplu, când a fost ales cea mai devreme Obama, prețul dolarului creștea pe termen delungat. A fost ales Trump, a fost anume cam aproximativ după cum se simte el ca persoană, cam așa se schimba și valuta, pentru că la început a scăzut, apoi a crescut și după așa a fost o leacă de mini certitudine. Pe urmă ce ține de anumite legi, tratate care îi încheie cu alte state, referitor la dezvoltare, la cooperare și așa mai departe. Deci, în final, în politică asta ține de tot ce se face din punct de vedere strategic, dar într-același timp, tactica asta, tactic se observă la ziua de azi, da? De exemplu, când ceva e salutat anumite acte între două state, anumite parteneriate, atunci, evident, statul tare poate să fie mai atractiv ca investiții și în cazul dat, mulți investitori mari vin în statul ăla, datorită acestui fapt, crește valuta. Și invers, când ei întrerup relațiile sau, de exemplu, spune embargo sau sancțiuni cu Rusia sau cu USA, în cazul dat, majoritatea investitorilor mari iese de acolo și își scot capitalul din țară cu tare, doar datorită la asta că toți vând și iese mai repede, într-adevăr, valuta scade foarte mult. Valuta și indice bursier, evident, pentru că ca să ajungi la indice bursier, la acțiuni unei companii, trebuie să treci prin piața valutară. Deci tu intri prin piața valutară, cumperi, de exemplu, rublă rusească, după rublă rusească, pun rublă, cumperi deja acțiuni unei companii rusești. Și dacă vrei să ieși din piață, invers, tu vinzi din acțiuni rublă, din rublă cumperi dolari și din dolari te duci în altă piață, în alt stat. Adică oricum vrei, nu vrei puntea asta, trecerea prin piața valutară. Și da, bine, asta ține de anumite chestii de genul ăsta, cum a fost acțiuni cu Rusia. Apoi, următoarele importante momente ar fi revoluții diferite, poate răsturnări de stat, război, adică ceea ce practic moral e cam negativ, dar asta mișcă foarte mult valuta, pentru că asta o stopează totalmente economia, deci toate distrugeri. Evident că asta tot e rău, deci, într-așa caz, dacă se distruge și valuta scade și are rost, într-adevăr, să vindem și să facem bani pe scăderea asta. Mai rău de cei care nu fac nimic, doar se uită. Și cum am spus, când sunt anumite întreprinderi, ia ca problemă, că nu poți o iei în spate și te duci în alt stat, dacă ești locat acolo. Dacă valută faci bani, chiar și în cazul în care nu te afli în stat cu tare, pur și simplu vânzând valuta aceea, nici nu avem nimic legătură cu țara. Și niciodată poate nici n-au fost în ea. Mai departe, factorii naturali. Factorul natural de obicei asta ține desori de negativ, asta ține de secete sau anumite force majoruri și toate chestiile astea evident sunt negative pentru stat, în cazul în care statul are o economie bazată agrară mai mult, dacă e secete, da, asta e rău. Sau, de exemplu, în Japonia, când sunt tsunamiile, tremurile des, da, și sunt distrugerile astea, asta tot este foarte negativ, datorită acestui fapt, valuta tot scade și pe asta se poate făcut bani pe vânzare. Apropo, la moment, din natural, puțin natural, amestecat probabil cu politic, ar fi și pandemia, care practic a distrus multe țări, adică economia în multor state și știți foarte bine că a scăzut indicii bursieri în multe state și a fost asta tot legat și împletit cu criza financiară și chiar și nu a fost pandemia, ea avea criza avea loc să fie oricum, aceasta a fost un fel de scânteie și într-același timp au oprit mai ales țările care erau bazat pe lor, adică erau bazat mult pe turism, pe chestii de gen, pe legăturile astea. Datorită este fapt, da, au scăzut. Mulți indici bursieri au scăzut datorită, de exemplu, companiilor aeriene, al de Boeing, sau American Airlines și așa mai departe, toate au scăzut majoritatea. Dar, din contra, au crescut, este al de Amazon, este între Nasdaq, da? Ei primele s-au îndreptat. Amazon, Apple, care mai este acolo, nu este tare multe, dar mai vestite. Chiar și eBay și așa mai departe, adică ce țin de tehnologie informaționale. Este, din contra, crescut în preț și
пас і трач прийшла з норми, а Джона Дежи до Джона Сідіна. Шінковий момент, фуарте імпортант Каря Фостом. Вона в момент імпортант Каря Фостом. Під паркурсу лутимі 2-3 ай, а Фост легат ді Брексит. Покликав свого зі, два стає шире Марі Британії, дін Уніонія Європіана. Хоча є такий дій імпортант Фост. Фікарі 3 лут, плюс-мінус, ліра стрілина скадя. Pirmą kreštę, atikai raniuštų miškai ir dėstė, kad pitaisliai aštėps nauti timpurį mult mairai. Lyra Sterlina in general e foarte convenabil să faci bani. Evident, în momentul în care înțelegi cum asta tot se întâmplă. De exemplu, probabil știți de Soros, care pe Lyra Sterlina în 92 a făcut 1 miliard timp de o zi. Dacă nu știți, vă recomand să știți despre asta, că sunt și videouri anumite cum asta tot s-a întâmplat și anume în ziua aceea, în 92, de două ori, între aceea zi a fost schimbată rata asta de referință de care noi azi am vorbit, de ministrul finanțelor, în Marea Britanie, ministrul finanțelor schimbă rata de referință, nu președintele băncii naționale, cel puțin atunci așa era, așa, dar și acum așa. Și să vedeți cum asta tot a fost, și cât asta, și plus la asta, asta se întâmplă periodic, anume mișcări puternici, mai ales cu Brexit-ul. Și ar fi păcat să nu ne putem folosi de așa posibilități. Ce rămâne mai departe, de fapt? Azi noi vorbim despre lecția legată de analiză fundamentală. Ea, evident, o lecuță că parcă e mai complicată, parcă are ceva legătură cu algebra. Și geometria e mult mai combinabilă, mai plăcută, pentru că omul gândește cu scheme, cu desene anumite. Și următoarea lecție ține de analiza tehnică, și anume analiza graficilor, cum asta tot noi vedem și cum noi putem înțelege din afară cât e de cum sunt anumite mișcări, cum și înspre ce vor merge, înspre ce vor duce. Da? De exemplu, când vedem un automobil, noi putem înțelege de la bun început. Avem și ne aștepta de la el sau nu, da? Băiețul înțelege mai bine. Și câteodată tu ești la un automobil, parcă e slab, parcă nu înțelegi și cu dânsul, dar are un motor puternic. Și dai corect cum, de obicei. De obicei și una și alta e puternic. Adică și motorul e bun și din afară arată la fel. Vă doresc că vă rog seara bună și ne vizionăm la următoarea.